Orașul Jibou va fi în curând supravegheat și monitorizat video. Acesta va fi dotat cu aproximativ un număr de 20 de camere video care vor fi instalate în cele mai importante puncte ale orașului. Potrivit viceprimarului orașului Jibou, Ana Indreieș, proiectul sistemului de supraveghere și monitorizare video al orașului se va concretiza prin achiziționarea unui număr de peste 20 de camere video ce vor fi montate în principalele puncte din oraș. S-au prevăzut deja bani pentru achiziționarea a 16-20 de camere de luat vederi și împreună, pe teren, vom stabili locurile unde se vor monta, a precizat Ana Indreieș în ultima ședință a Consiliului Local Jibou. Camerele de supraveghere vor fi amplasate astfel încât să cuprindă o suprafață de supraveghere cât mai mare a străzii, în parcuri, în diferite puncte de acces. Toate camerele video urmează să fie monitorizate permanent. Scopul acestui proiect este cel de creștere a nivelului de siguranță a cetățeanului și descurajarea infracționalității.